Aș spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan. Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire. Bună revenit, îi spunem și pastorului Ghiță Mocan. Bine v-am regăsit, mă bucur și eu. Să ne întoarcem la Tertulian? Eu zic să ne întoarcem. Să ne întoarcem. Pentru că a scris prea mult, prea bine, atenție, tratate scurte. Să nu ne imaginăm cărți cum le percepem noi astăzi, ci mai degrabă intervenții scriitoricești în niște contexte uh, extrem de presante. Este așadar uh, scriitura lui Tertulian, secolul II, uh, o scritură contextuală, are legătură cu epoca, cu vremurile, cu împrejurările? Da, are. De aceea, scrierile sale seamănă mai degrabă cu ale Apostolului Pavel sau cu Apostolului Petru Iacov, pentru că este o literatură epistolară în bună măsură, cu un conținut polemic impresionant și, de asemenea, cu accente dogmatice interesante, mai ales că vorbim totuși de o perioadă încă timpurie a teologiei să spunem câte ceva despre Tertulian. Chiar așa. Tocmai am spus, nu vom intra în detalii, am făcut-o deja. Se naște în jurul anului 155, se stinge în anul 220. Trăiește în Cartagina, sigur unde s-a și născut, unde s-a și stins. Africa de Nord, Tunisia de astăzi, se naște într-o familie păgână, este păgân până la tinerețe, doar că are parte de o educație excelentă: gramatică, retorică, literatură, filozofie și drept, tatăl său probabil a fost chiar un ofițer roman, un centurion, pentru că Africa de Nord era profund sau era provincie romană. El însuși, datorită poziției familiale pe care o avea și a relațiilor pe care Cartagina o avea cu Roma, ajunge în capitala Imperiului, unde studiază în drept și devine ceea ce astăzi am putea să numim avocat sau jurist. Ei bine, în Roma, în împrejurări despre care nu a vorbit niciodată, aude mesajul creștin nu se convertește acolo, ci doar este pus pe gânduri și cumva mișcarea interioară începe să conducă spre ceea ce noi numim de obicei convertire. Se va întoarce acasă în Cartagina și abia după întoarcere se va declara creștin, înțelegând așadar că în cazul lui Tertulian avem de a face cu con o convertire în două mișcări, în doi timpi. Ce face după, după întoarcere? Începe să scrie câteva tratate de reținut către martiri, către națiuni și apologeticum sau apărarea, în care simte nevoia să ia apărarea creștinilor, care erau acuzați de tot felul de inepții și de, de tot felul de fapte cu totul neadevărate, de către detractorii lor care veneau din două direcții. Unii erau evrei, alții erau neevrei, de obicei persoane, Însemnate din epocă, și care îndrăzneau tot mai mult să, să îi condamne pe creștini pentru tot felul de lucruri, să i acuze de tot felul de, 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 de enormități și, sigur, uneori chiar să îi prigonească. Se adresează foarte frumos, de exemplu, în către martirii, Tertulian, încurajându-i pe martiri, spunând când intrați în temniță, când ai intrat în temniță, uh, Duhul Sfânt intră cu tine în temniță. Hmm. Da, asta mi-a mi rămas de când am citit, citit uh, tratatul. Poate că cândva vom face și către martiri. Uh, mi-a plăcut această pneumatologie a lui Tertulian. Nu e singur. Duhul te-a însoțit și afară, dar în temniță. Duhul e, e mult mai puternic. Hmm. De asta ca nu cumva să ai sentimentul de părăsire, de neputință, de deprimare, de nu cumva, dar Duhul este cu tine. În fine, semnează și uh, scrieri sau tratate mai dogmatice, unele dintre ele mai pastorale, polemice, uh, cum, uh, cum spuneam, se dovedește a fi un, un om uh, al bisericii extrem de important, de stabil, uh, de dovadă de o anumită intransigență, are în formulările sale teologice așa un aspect... Uh, uh, Juridic, pentru că asta e formația lui, dovedește de asemenea poate anumite anumite labilități. Să nu uităm că a avut o perioadă din viață în care a fost montanist, adică a alunecat un pic din crezurile cele drepte ale bisericii și s-a dus spre o zonă de altfel tentantă pentru vremea aceea, un fel de carismatism dus la extremă. Da, în perioada lui Montanus și a urmașilor săi. În orice caz, una peste alta, un personaj interesant, complex, de care Dumnezeu s-a folosit în secolul II, pregătit la școlile păgâne, apoi convertit, cum spuneam, și extrem de, de, de profund, de hotărât și de îndrăsneț în ceea ce privește apărarea doctrinei creștine. Despre pocăință este titlul materialului pe care îl vom lectura și îl vom discuta astăzi. Unde nu e nicio teamă, nu e nici chip de îndreptare. Și unde nu e îndreptare, căința este neapărat deșartă, fiindcă îi lipsește roada pentru care a semănat-o Dumnezeu, adică mântuirea omului. Căci Dumnezeu după greșeli atât de multe și așa de mari săvârșite de cutezanța omenească, începând de la Adam, cel din tâi dintre oameni, după ce a condamnat pe om cu toate ale lui din această lume, după ce l-a izgonit din rai și l-a supus morții, s-a întors iarăși la mila sa și i-a dăruit pocăința, rupând zapisul mâniei trecute și iertând pe cel creat după chipul său ce nepotrivit, ce nedrept lucru să nu împlinești pocăința și totuși să nădăjduiești în iertarea păcatelor, adică să întinzi mâna la cumpărătură, dar să nu-i plătești prețul. Căci cu acest preț a hotărât Domnul să acorde iertarea. Prin acest preț al pocăinței, el făgăduiește mântuirea de păcate. Și dacă vânzătorul mai întâi cercetează banul pe care îl primește să nu fie stricat, șters sau falsificat, credem că și Dumnezeu va pune la încercare pocăința înainte de a da răsplata atât de mare a vieții veșnice. Rușinea e bună numai dacă îți pleacă fruntea pentru a-ți cere iertare, tu care ai înălțat-o pentru a greși. De menționat că este doar un extras din această scriere despre pocăință. Ascultătorii noștri pot lectura textul integral și pot aprofunda conceptul. Deci, pocăința începe cu teamă. Dacă nu există teamă, nu există pocăință autentică. Teamă de ce? De pedeapsă? Tertulian nu precizează, dar vreau să vă spun că în literatura primelor viacuri exista și această conotație pe care noi ne grăbim să o să o dăm jos de pe masă și să vorbim de teamă exclusiv în termeni cum să numesc, pozitivi, în sensul teama de tip reverență și de altfel părinții biserici au avut grijă, mai ales după tertulian, să spună că și teama de Dumnezeu se educă iar în pruncia spirituală, precum în pruncia obișnuită copilul nu face răul de teama părintelui, dar mai târziu dintr-un alt fel de respect față de părinte. Teamă de tip rușine, de conștientizare, de a nu-l supăra pe părinte, de a, nu, de a nu strica relația cu părintele, ceea ce nu conștientizează când e mic, din motive de vârstă. Și cumva aș răspunde într-un mod nuanțat la ce teamă se referă, luând în calcul cam toată literatura din primele viacuri, se referă la această teamă care se maturizează. Da, inițial teamă de pedeapsă, teamă de iad, teamă de uh, ruperea unei eterne a relației cu Dumnezeu, uh, care apoi devine teamă de tip reverență. De exemplu, eu nu mă tem de soția mea, nici ea nu se teme de mine și totuși ne temem unul de altul, mă tem să nu o deranjez, să nu o supăr, mă tem să nu îmi pericliteze relația cu ea mă tem să nu sufere. Vedeți, mă tem. Și a se teme la fel. Între soți există o teamă de tipul acesta? Da, există. E legitimă? Da, e legitimă. Copiii mei care sunt mari, majori, au față de mine o altfel de teamă decât aveau cândva și nici n-aș fi deloc mulțumit să o aibă pe aceea de când erau mici. Și lucrez să nu o aibă, nici nu mai au. Este o teamă care stă în prietenie, adică E teama de a nu strica prietenia. Teama pe care nu numai ei o au, ci și eu am de acum în relația cu niște adulți. Și, la fel, nu putem să extrapolăm și să ne gândim la, la, la teamă. Dar trebuie să existe o teamă de o instanță superioară, de o autoritate superioară. Acum, revenind la verticală, la relația dintre om și Dumnezeu. E bine, dacă noi spunem că relația omului cu Dumnezeu este unică, și are un grad de radicalitate inedit, adică nu mai întâlnim în alte relații, atunci teama mi se pare că devine un ingredient aproape de bun simț. Poate că ar trebui să noi moderni, ar trebui să ne reconfigurăm termenul acesta de teamă. Într-un fel, suntem cuprinși de teamă și atacuri de panică și frici de tot soiul, Termenul de teamă are o conotație negativă pentru noi, o patologie de-a dreptul, pe care nu o vedem în prezența lui Dumnezeu. Dacă o redefinim în termenii de reverență, categoric, absolut da, dar și reverență, cel puțin în ideea aceasta a consecințelor deciziilor proaste pe care le fac, a lucrurilor care mă Sigur, pot separa de Dumnezeu, recitimă, da. ar trebui să funcționeze ca o teamă, cu o teamă adâncă Sigur, și motivatoare. frica de Domnul, nu? Despre care citim adesea în proverbe. Și, dacă ne uităm la oamenii Bibliei mari care au avut întâlniri magistrale cu Dumnezeu, în niciun caz n-au stat relaxați pe un fotoliu. Daniel, după o discuție cu un înger, două săptămâni a zăcut bolnav, atât de puternic a fost prezența lui Dumnezeu și, și senzația pe care trupul omenesc o resimte în prezența unei autorități atât de mari. Nu găsim termeni de comparație. Nu toți suntem intimidați de oamenii mari. Eu știu, să stai la masă cu Putin sau cu, eu știu, care mare lider al lumii. Poate că există o doză de neliniște. Unii sunt timorați și uh, intimidați de orice altă persoană străină. Alții nu, nu, nu recunosc emoția aceasta. Dar teama de Dumnezeu depășește stadiul acesta față de orice entitate umană. Cred că are de-a face mult mai mult cu măreția lui Dumnezeu și cred că în momentul în care stăm în fața măreției lui Dumnezeu nemijlocite, trupul nostru omenesc nu rezistă. Teama este de la în final, orice genunchi se va pleca, oricine va, va, capitula, pentru că nu poți să ai în fața maestății lui Dumnezeu altceva decât capitulare de plină. Siluana Tonitul spunea, țineți mintea în iad, și nu deznădăjdui. Ah. Ar fi subiect de o emisiune. Țineți mintea în iad, adică gândește-te, conștientizează, există consecințe pentru ce faci. Lucrurile nu rămân așa. Vei plăti aici, vei plăti dincolo și într-un anumit fel te duci cu ele dacă nu ți le repari pe drum, nu te reglezi. Te, te vei duce cu ele la scaunul de judecată al lui Dumnezeu. Țineți mintea în iad, că masa vrea să însemne tot complexul acesta și ați auzit partea a doua. Și nu deznădăjdui. Inima trebuie să fie în cer. <laughs> și nu deznădăjdui. Aici e mare luptă. Să nu uiți cine e Dumnezeu, în același timp să nu uiți ce, ce poți deveni tu cu ajutorul lui Dumnezeu. Să ne întoarcem la textul nostru. Căci Dumnezeu, după greșeli atât de multe și atât de mari săvârșite de cutezanța omenească. Mi-a plăcut asta, cutezanța, îndrăzneala mm. prea mare a omului. Absența fricii, fricii da. legitime care ar trebui să o avem. Începând de la Adam, și cred că ar trebui să continuăm, începând de la Adam, cel din tâi dintre oameni, după ce a condamnat pe om cu toate ale lui din această lume, după ce l-a izgonit din rai și a supus morții, s-a întors iarăși la mila sa și a dăruit pocăința. Până la urmă, pocăința e un dar. Iată. O oportunitate de întoarcere. O salvare, nu? E modalitatea probabil unică de a face drumul înapoi. De a repara ceva ce s-a stricat aparent irreversibil. Acum, noi în exercițiul nostru de cerere de iertare în relațiile interumane, când cineva își cere iertarea, iertare față de celălalt, avem senzația că aproape că face o favoare. Mi-am recunoscut. Ok, recunosc că ai dreptate, am greșit. Parcă, parcă eu îi fac o favoare celuilalt. Nici vorbă să fie așa. Atunci când greșim și ne asumăm uh, păcatul nostru, nu ni se face o favoare pentru că există șansa să ieșim din acea situație. Sigur. Deși nu conștientizăm pe moment și dacă tot vorbeam de raportul dintre oameni, cel care acordă iertarea este și el pândit de aroganță, nu de de o stare nepotrivită, în sensul că, dacă te iertă, ce bun sunt eu, sau cumva, există un risc în a acorda iertarea, un risc spiritual, mă refer, duhovnicesc, profund. Singurul care iartă și nu se dă mare e Dumnezeu. Chiar hmm. așa. Bun. Ce ar trebui să știm despre pocăință, în termenii în care Tertulianii descrie? Rușinea e bună numai dacă îți pleacă fruntea pentru a-ți ceri iertare, tu care ai înălțat-o pentru a greși. Foarte interesant. Și noi să o moderni că rușinea e toxică, te ține blocat. Ți-e rușine de tine, nu de neapărat de ceea ce ai făcut. Ți-e rușine cu cine ești tu și nu te delimitezi de acțiunile pe care le-ai da, făcut iată greșite. o rușine corozivă, nu? O rușine toxică. Să fie rușine de tine. Nu, să fie rușine de ce ai făcut. Da. Interesant cum Dertulian vede păcatul ca și o culme a aroganței. După cum ne exprimă el pe aici, se exprimă, cine păcătuiește de fapt bravează, se dă mare, cutează mult. Păcatul e văzut ca o cutezanță, ca o îndrăzneală prea mare din partea omului. Omul își permite prea mult. Când păcătuiește, sare calul, cum ar veni. Îmi place definiția asta pentru că să recunoaștem e, e, e corectă în raport cu experiența. Ce nedrept lucru să nu împlinești pocăința și totuși să nădăjduiești în iertarea păcatelor, adică să întinzi mâna la cumpărătură, dar să nu-i plătești prețul. Cum comentăm lucrul acesta? Cum împlinim pocăința? Cu rușine și sfială. Scrie și în Biblie, scrie și la Tertulian și nu numai cu asomarea propriei căderi cu uh, smerenie cu multă smerenie pentru că nu e așa pocăința e ceva complex sper că înțelegem că e ceva complex și aș vrea să mai adaug ceva deși asta nu apare în text dar asta doar pentru corectitudinea conceptului pocăința nu se rezumă doar la problema morală Și pocăința rezolvă mai mult decât păcatul nostru pocăința rezolvă reașezarea noastră într-o atitudine corectă față de Dumnezeu. Pocăința are conotații mai mult decât morale. Gândiți-vă la Iov, e exemplu care, pe care îl avem cu toți în minte. În ultimul capitol al cărții, el zice, mă pocăiesc. Mă pocăiesc în țărână și cenușă. Mă pocăiesc. Ne punem întrebarea, de ce ar fi trebuit să se pocăiască Iov câtă vreme în prolog, Dumnezeu se lăuda cu el? Din nou ne punem întrebarea, oare Iov a fost un păcătos în sensul notoriu, un călcător de porunci, și-a înșelat soția, și-a defăimat prietenii, a prigonit pe cei săraci? Nu! Din potrivă toate acestea, toate acestea le-a respectat. El, el, nu avea probleme de moralitate. Bun, nu era perfect, nimeni nu e perfect, dar acel mă pocăiesc, la Iov nu are o conotație morală. Dacă am spus o noutate, mă bucur, dar nu are o conotație morală. La noi sau la alții are, dar la Iov nu are. Aici a fost drama suferinței lui. Că un om drept suferă. Și asta este, până la urmă, miza întregii cărți. a Acelei teozofii. Dar Iov totuși se pocăiește înseamnă că și oamenii morali au nevoie de un moment de capitulare, de pocăință. De ce se pocăiește Iov? Din vorbirile lui cele necugetate. Cu vorbirii. Exact. Din îndrăzneala prea mare de a se lua de gât cu Dumnezeu. Care reiese, care reiese din discursurile sale, pe care le putem citi în carte. Din atitudinea pe care o are față de prieteni care prieteni de acord l-au stârnit în bună măsură, dar el el trebuia să învingă, el trebuia să treacă peste, el trebuia să fie altfel. Și dintr-o dată se vede atât de murdar, dar nu în sensul moral, ci în sensul atitudinii, în sensul limbajului, în sensul mult mai subtile. Deci pocăința nu e pentru cel imoral, sau iertați-mă, nu, nu e doar, doar pentru cel imoral, exact. ci pocăința este a tuturor. Bun, eu are momentul acela de revelație, când ochiul lui îl vede, așa cum afirmă el, în care realizează distanța mare dintre ce a crezut că este Simur. el Simur. și ce este în realitate Simur. în raport cu Dumnezeu. Și poate asta este premisa pocăinței. Distanța dintre standardul pe care ar trebui să-l atingem și, evident, nu-l atingem, nu suntem acolo. Iar asta generează rușine, o rușine bună, care ne îndeamnă să ne asumăm distanța asta, nevegherea și incapacitatea da, cuvântul noastră de a Da, corect e acesta, felul. verbul corect, să asumăm, a asuma, să vedem cine suntem în smerenia noastră. Isaac Sirul, dacă nu greșesc, spunea, smerenia este arta de a sta la locul tău. Ce frumos. Da. Dar, întinzi mâna la cumpărătură fără să-i plătești prețul, adică aș vrea să fiu iertat, simt povara, simt inadecvarea și totuși nu împlinesc, nu o duc până la capăt, pocăința mea. Aș vrea, dar fără să mă pocăiesc, cumva aș vrea să fur, să fur darul, nu? Să fur bucuria iertării. Ioan Gură de Aur are o reflexie similară pe cazul acela cu femeia cu scurgere de sânge, cu hemoragie. Și când ținea el o predică din textul respectiv, se întreba, de ce o are mântuitorul o dă de gol? Putea să o vindece fără să o dea de gol, doar, doar Dumnezeu este specialist în discreție, fără îndoială și lui își de bine să fie discret. Totuși o dă de gol și el oferă trei motive, nu, iertați-mă, patru pentru care o dă de gol și unul dintre ele, cu care și începe, este ca nu cumva femeia să creadă că se poate fura darul. Știi, Mi mi-a plăcut această. Uh -huh. Bun, e o teologie speculativă, dar extrem de interesantă. Să nu cumva să creadă că chiar poți așa, pe neascuns, pe. fără asumare, fără recunoaștere. Deci, Dumnezeu făgăduiește mântuirea de păcate. Pentru asta vine Hristos, plătește prețul, asta e rațiunea harului. Prețul pe care trebuie să-l plătesc eu este pucăința. Îmi cer iertare, îmi asum, mă căiesc de ce am făcut. Simpla enunțarea păcatului, simpla dorință de a fi iertat nu e suficientă pentru îndreptare. La modul potențial, iertarea lui Dumnezeu este oferită înainte ca omul să păcătuiască și în timp ce păcătuiește. Deci, la modul potențial, doar că această iertare trebuie accesată sau cum să zic, trebuie luată, trebuie să întinzi mâna după ea. Trebuie să mergi sau ei, ceea ce presupune smerenie, asumare, Rușine, disconfort, remușcare, nu? Te pune într-o postură un pic agonizantă sau poate profund agonizantă. Ei bine, tu te și ia iertarea. Dumnezeu deja te-a iertat. Deci e corect să spunem că iertarea la modul potențial există. Și dacă îmi permiteți, relația dintre creștini ar trebui să fie la fel, ca să fim și noi ca Domnul. Iar în momentul în care cineva ne greșește, la modul potențial, noi deja l-am iertat. Chiar dacă va veni să-și ia iertarea sau nu va veni niciodată. De aceea a ierta pe cine-și cere iertare înseamnă a ierta pe foarte puțini în viață. Pentru că nu se cere iertare. Noi înșine nu cerem iertare. Facem, nu vedeți, facem acte reparatorii, adică ne conștientizăm vinovăția Facem acte reparatorii, suntem atenți ca să îndreptăm lucrurile, dar nu rostim. Nu. Nu? Toți pățim treaba asta. Plătim cumva prețul, dar nu rostim, nu, nu acceptăm rușinea aceea, momentul acela care, sigur că e penibil, nimănui nu-i place, nimeni nu tânjește după așa ceva. E ceva profund, profund emoțional. Deci, și noi ar trebui să acordăm iertarea. Chiar dacă ni se cere sau nu iertare, ea trebuie acordată. Să ne uităm episodul acela în care Ioan Botezătorul îi alunga pe farisei, care le, îi numea chiar pui de năpârci care fug de o sânda viitoare și voiau iertarea păcatelor fără să plătească prețul. Dar, în cazul acesta, prețul plătit era nu doar asumarea ceea ce am greșit, dar și fapte vrednice de pocăință, schimbarea. Da. Acțiuni reparatorii. Mm -hmm. Deci, cred că Cred, comentatorii cred, majoritatea, că acolo Ioan, botezătorul de fapt, îi trimitea să facă fapte concrete, fiecare știa ce are de făcut, ar fi trebuit să știe și să îndrepte răul pe care l-au generat, să aline suferința pe care ei au provocat-o. Deci, cred că faptele bune nu sunt neapărat sau nu sunt doar bune de la început până la sfârșit ci sunt bune uneori ca un antidot a răului pe care l-am generat Ne apropiem de încheierea acestui paragraf acestei discuții pe marginea acestui paragraf am discutat puțin despre pocăință și despre modul în care împlinim pocăința nu avem neapărat termenul acesta avem senzația că tot ce trebuie împlinit vis-a-vis -vis de păcat a fost împlinit, prin urmare noi suntem doar beneficiari a acesteia Iată că și partea noastră e în acest proces de iertare și mântuire prin asumare și pocăință. Trebuie să existe acest proces. Da, pentru că iertarea lui Dumnezeu nu este un act suveran. Nu este un act suveran. Adică Dumnezeu nu te iartă peste voința ta, peste coparticiparea ta, ci te așteaptă să vii în, în preajmă, să te apropii, să spui ceva, să simți ceva, să... Da, nu este un act suveran, iertare. nu este un act suveran, adică făcut de Dumnezeu, adică unii direcțional, cum să-l numesc, ci trebuie o participare. Da, avem, am avea multe de povestit despre această sinergie, această împreună lucrare a lui Dumnezeu cu omul și a omului cu Dumnezeu pentru mântuirea omului. Dacă pocăința presupune plecarea frunții, e bine, mi-o plec pentru că mi-am înălțat-o înainte. A păcătui înseamnă cutezanță, Îndrăzneala de a înfrunta consecințele, repercusiunile. Exact cum Eva a ignorat interdicția, nu-mi pasă. Nu-mi pasă că voi muri. Ignor. Iar mândria aceasta de a ignora consecințele nu poate să fie domolită decât prin rușinea pocăinței. Desigur. Asumarea ei. Desigur. Ne luăm rămas bun de la Tertulian. Cred că vom mai avem un paragraf pe care vom discuta în emisiunea următoare, dar deocamdată ne oprim aici. Astăzi sperăm cu inspirația bună și cu un gând bun de pocăință pentru noi și pentru cei care ne-au urmărit. Toate cele bune! Ați ascultat emisiunea Pași spre viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.